Se vorbește tot mai des de persoanele cu sistem imunitar slăbit, care sunt foarte vulnerabile în fața noului coronavirus. De aceea, indicele de masă corporală ar trebui să dea de gândit, mai ales în această perioadă. Obezitatea este unul din motivele care crește riscul decesului din cauza COVID-19 cu aproape 50%, potrivit specialiștilor. Totodată, stresul, lipsa mișcării și o alimentație necorespunzătoare duce la excesul în greutate și automat la o sensibilitate mai mare în fața virusului. Medicii nutriționiști recomandă folosirea unui cântar, chiar zilnic. Obezitatea severă, și aici ne referim, apare nu doar la persoanele vârstnice, ci și la tineri, la copii, și care dă o stare de scădere a imunității, mai ales acum în plină pandemie. Și atunci ar fi de preferat să respectăm recomandările generale în ceea ce privește limitarea infecției cu noul coronavirus. Cel mai important obiectiv ar fi ca în această perioadă să evităm creșterea în greutate. Ce să facem? Să ne cântărim zilnic? Am putea să o facem, pentru că orice surplus față de greutatea anterioară ar trebui imediat să luăm măsuri pentru a evita o creștere a greutății. Să evităm creșterea în greutate printr-o alimentație adecvată. Să încercăm să practicăm exerciții fizice în casă, în perimetru de lângă casă. Să avem un somn suficient și, bineînțeles, odihnitor. Mai grav, 75% dintre boli sunt cauzate de obezitate, printre care și bolile cardiovasculare, diabet, cancer, spondiloză, apariția varicelor, a artritei și a bolilor de ficat. Chiar și pentru cei sub 60 de ani, considerați mai rezistenți, obezitatea poate duce la complicații foarte grave. La nivel național, una din trei persoane este supraponderală, iar aproximativ un sfert suferă de obezitate.